Ăștia care n-au vândut cărți în niciun exemplar zic asta. Dom'le, ești comercial. Dar toți le arde buza să fie și ei un pic comercial. Că asta e frumos. E legitim să crezi că ai scris cea mai bună carte. Dacă nu crezi asta, n-ai cum să fii autor. Dacă nu crezi că ai desenat cea mai bun tablou sau cel mai bun film, chiar dacă ești singurul Sisi și tu crezi asta, mulți se înșală, dar dacă nu crezi asta, n-ai cum să ajungi mare. Deci, din păcate, în zona asta artistică așa funcționează. Da? Dacă Michelangelo nu știa că e un geniu, n-ar fi crezut despre el, n-ar fi ajuns Michelangelo. Dar erau mulți Michelangelo care nu erau genii și credeau asta despre ei. Asta e riscul, așa se întâmplă. Eu am crezut că cititorii mei să arate altfel decât arată și asta m-a descumpănit la început, dar acum mă încântă. Cum arată? Sunt oameni obișnuiți. Asta mi se pare incredibil. Deci, de la țară, învățătoare, profesor din orășele mici, boxer, domnule. Am un boxer care e fanul meu, a citit toate cărțile, în serie. Deci disprețul ăsta al nostru, al ăstora care am citit mai mult față de oamenii care aparent au mai puțină școală, este o eroare totală. Deci fiți atent, mă sună unul și eram în mașină și n-am văzut că vine de pe Facebook telefonul. Că altfel nu răspund la numele pe care... Ba, că am răspund, că nu prea ne multă lume telefonul. Dar dacă era pe telefon, nu vedeam numărul, așteptam... Da. Da, așa, și dau click și răspund. Bună ziua, sunt cu tare. Zice, uite, domnule, am scris o carte. Zice, cam în stilul cărților dumneavoastră. Zice, dar mult mai bună. Zic, excelent mod de a începe. Vrei ceva de la mine și încep până asta. Bun, zic, n-am zis nimic. Am ascultat, că mă distram, eram pe un drum lung. De asta, mergeam într-un oraș în altul, țin un curs. Și, asta a fost acum, anul trecut, deci nu, să nu credeți. Da. Și zice, domnule, zice, aș vrea și eu, zice, numele de telefon al oamenilor care v-au ajutat și v-au adus unde sunteți. Zic, domnule, dar eu m-am cam ajutat singur, zic, că dacă vă dau telefonul editorii, multă lume trimite, dar cui? Fiți atent, că zic, da, aș citi vreo carte, v-a plăcut? Am încercat să port o discuție, să văd cât e de dus cu capul. Și zice, nu, zice, am fost într-o librărie și am copiat prefața. Datorită mie, o mulțime de oameni au început să recumpere cărți. Salutare fiecăruia dintre voi! Atunci când deschidem o carte, ne cufundăm în interiorul ei. Astăzi vă propun să pătrundem în interiorul celor mai vândute cărți din ultimele decenii din România, ceea ce industria americană numește best-sellere. Invitatul meu este astăzi cel care și-a pus semnătura pe acest tezaur de carte. Sunt cărțile care au stabilit și restabilit toate recordurile de vânzări în această industrie de carte din România și nu numai, pentru că multe dintre ele au fost exportate în 34-35, bine ați venit, domnule Igor Bergler. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu la dumneavoastră, vă urmăresc de mult și faceți o emisiune excepțională, așa că e bine să fii în locuri excepționale. În locuri excepționale și cărți, să vorbim astăzi, vom vorbi despre cărți excepționale. Am să enumăr câteva dintre titlurile care vă poartă semnătura și cifrele de vânzări. Dacă voi greși sub o formă sau alta, sau dacă ar trebui să actualizăm aceste cifre de vânzări, sunt cele culese de mine din ceea ce există pe piață până în acest moment, corijăm. Biblia pierdută a apărut în 2015, vândută în aproape 300.000 de exemplare. A trecut. A depășit bariera. Nu cu mult, dar... Testamentul lui Abraham în 350.000 de exemplare. A depășit 400.000. A depășit. Iată că și corectăm acum, facem aceste update-uri. Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări, 300.000 de exemplare. N-a ajuns încă. E mai nouă, are abia, nici nu are 2 ani încă, 2 ani. Na, e înspre, n-a ajuns încă. Se îndreaptă spre 300.000. Se îndreaptă spre 300.000. Oricum, cumulate 1 milion de exemplare vândute. Da, am trecut de 1 milion, da. Putem spune cumva că ați adus... sau ați readus cartea doar în casele românilor? În multe case, și asta mă încântă cel mai tare,
Am foarte multe reacții de la oameni de la care nu mă aștept, adică eu când am început să scriu cărțile astea mi-am imaginat publicul altfel, cu totul altfel, m-am înșelat amarnic, ceea ce arată că nici cei 20 de ani de marketing, de experiență în marketing nu au funcționat în cazul ăsta. Am creat o piață pentru thriller românesc, de fapt, și sunt unii care profită de asta, cum e și firesc și cum trebuie să fie. Care își construiesc și ei cărți, da, în siajul acestei, exact, acestor... Așa și trebuie. Suntem deschizători de drumuri și asta e bine. Și să mai zice să ne lăudăm aici, mai deschidem un drum acum, mai facem o chestie, nu știu dacă o să ne iasă asta, încercăm, scoatem primul roman grafic românesc de anvergură. Sigur, au mai fost încercări, au mai fost și în timpul, dar acum Biblia Pierdută va fi roman grafic și arată într-un fel, poate arătați pe ecran două, trei imagini când... Vom arăta cu siguranță, dar știu că există interes din partea unei agenții americane. Pentru ce? Pentru această Biblie Pierdută... Roman grafic. Roman grafic. Păi, de fapt, ei mi-au zis să o fac. Cărțile mele se vând în multe țări din lume, cum a zis, 35, dar se vând în America, dar nu în engleză. Și în spaniolă sunt peste tot, prin Walmart, oriunde te duci, le găsești în spaniolă, dar e foarte greu să pătrunzi pe piața americană în limba engleză să traducă cineva. Nu mă refer la ăștia sponsorizați de ICR, care apar la edituri marginale, și eventual la minimale, o librărie, da, 100 de exemplare sau așa mai departe. Alea nu. Ok, bine, sigur, te mândrești cu asta, dar pe mine mă interesează piață serioasă de carte în care editorul să fie interesat și să încerce să-ți facă marketing bun și să-ți o vândă. Și atunci, cum e foarte greu să pătrunzi pe piața americană, abia 2% sunt traduceri în America. Gândiți-vă că până acum 10 ani nu exista Jules Verne tradus. E o piață care are ușile închise pentru autorii din afara industriei? Din afara americane? Limbii engleze. Nu din afară. Nu le plac traducerile, n-au traducători profesioniști, nu-i interesează. Așa că e foarte greu acolo și atunci agenții mi-au zis, băi, foarte mult interes de-a lungul timpului, dar până la urmă au văzut cărți groase, traduceri costă enorm, costă în America, poți să iei și 50 de euro pe pagină pe traducere, depinde cât ești de bun, la 50 de dolari. E foarte scump. Și atunci au zis, fă romanul grafic, că ăla ți se vinde mai ușor, concurența nu e așa de mare și în America benzile desenate, să le zicem așa, deși sună desene animate, și nu despre asta e vorba. Există o cultură pentru benzile desenate în America. Se vând mai bine decât cărțile și se vând de 100 și ceva de ani, adică nu, dar nu numai în America. În Franța benzile, romanul grafic e, în Italia e fumetii, sunt romanele grafice din nou, sunt mare succes, mare succes. În România n-a prea avut succes pentru că noi n-avem tradiție, dar cei care sunt de vârsta mea sau aproape, cum sunteți probabil și dumneavoastră, vă amintiți de PIF din tinerețe, exact, de cei mai mari decât noi și amintesc de Corto Malteze și Rahan, vi-l amintiți probabil. E, nu există o cultură și un obicei de a vedea și văd din reacții că și aici trebuie să reconstruim publicul așa cum ne-am creat un public pentru thriller. A fost mai ușor, dar nu atât de ușor pe cât pare. Încercăm să creăm o piață pentru că banda desenată nu este ce credem noi ceva pentru copii sau așa mai departe. Sunt creatori de benzi desenate cum e Enrico Marini, de exemplu, sau legendarul Milo Manara, care a scos acum Numele Trandafirului, care e o carte Umberto Eco. Da, da, a scos o roman grafic, acum a apărut volumul 1, și care sunt capodopere. Fiecare imagine de acolo e o operă de artă. Sigur, e artă pop, artă de alt tip decât cea clasică cu care suntem obișnuiți și îndrăznesc să zic, pentru că în momentul când le-am arătat primele pagini agenților de afară, au leșinat pur și simplu. Au zis, am un agent care a vândut Biblia Pierdută în Franța și care îmi vinde cărțile în Germania și care e un care e agent vechi de 30 de ani și care a zis de 20 de ani vând benzi desenate, niciodată n-am văzut așa ceva bun. Deci, așa că s-ar putea, trebuie să creăm publicul ăsta și va fi un efort mare. Mare. Pentru că eu văd, cum ziceam, reacția cititorului de carte, zice, ce bandă, ce mă interesează pe mine, că nu-s copil să mă uit. Stai așa, că nu despre asta e vorba. Deci, asta e bătaia noastră acum, să cucerim, să creăm o piață și pentru asta. Și există această piață, cum cer scuze că... Nu e, există această piață, dar prin aceste benzi desenate și prin acest roman, poate că avem șansa să ne retrăim copilăriile. Da, chiar dacă e cam... La cum arată, cam interzis sub 16 ani măcar, adică
multă violență, un pic de sex, nu mult. Dar... Discutam despre acest succes pe care l-ați considerat ca fiind combustibil pentru dumneavoastră, în ideea în care nu vă veți opri aici și este doar începutul acestei povești. Acest succes nu a venit însă peste noapte, a fost un succes planificat până la ultima virgulă. Nu știu dacă până la ultima, până la penultima, sigur, da. Mi-am făcut un plan în 10 puncte. La un moment dat am mai povestit asta, așa că o să fiu subțint, ca să zic așa. Mă săturasem de publicitate și de tot ce făceam și nu mai aveam chef de nimic și m-am întrebat la 40 de ani ce fac eu când o să fiu mare sau așa mai departe. Eterna întrebare. Grow up, maturizează-te și atunci am zis hai să facem un thriller mondial, un bestseller mondial, pardon. Și atunci mi-am făcut un plan de marketing în 10 pași, am atins pasul 9 deocamdată, nu, pasul 8 să zicem. Pașii 9 și 10 sunt cei mai grei, mult mai grei decât mi-am imaginat, dar să sperăm că o să întâmple. Oricum, de 10 ani luptăm pe piața de afară și e criminal de greu. Dar nu este criminal o nebunie. Nu este o nebunie să îți încolțească în minte acest plan? Vreau să repet, construiesc. Că, încerc, scuze. Ești autor, într-adevăr, de succes, să zic așa, și de luat în serios. Bun, poți să fii și cu o carte care nu se vinde, dacă, dar e un alt tip de valoare. Valoare de piață e atunci când editura plătește și pentru traducere și pentru drepturi. Nu când îți plătește ICR-ul 3 traduceri din bani publici pe care nu-i întreabă nimeni, cum zic, la discreție, uneori prin abuzuri îngrozitoare, da? Și te publică niște edituri marginale care sunt de fapt tipografii care mai fac un ban în plus. Și tirajele în cap, păi, în cap cu lejeritate într-un deci port bagaj. Avem parlamentari care se laudă cu cărțile lor traduse. Nu o să dăm nume acum, care nu vrem să în facem 10, o emisiune 10, polemică. În 10 exemplare, nu? Da, odiosă. Exact. Dar odiosă, da. Ați fost contestat la un moment dat și s-au contestat aceste cifre. Și în potriva acestor contestatari ați prezentat și niște imagini cu un depozit cu alea erau numai precomenzile. Precomenzile. Păi da, atunci s-a făcut liniște, pentru că tot ziceau umflă, nu știu ce, nu știu cum, minciuni sfruntate, că știu ei pe cineva de la nu știu ce site mare care le-a zis că s-au vândut 3 exemplare când se vineau 3 pe minut, înțelegeți? 3 pe minut se vindeau, i-au zis că practic că au întrebat într-un minut câte s-au vândut sau ceva de genul ăsta. Acum, după, și nu poze, că pozele pot fi trucate, dar am făcut și filmul. Deci am filmat cu dronă, cu tot. Pentru credibilitate. Pentru că trebuia să că atunci s-a făcut liniște. Nimeni și pentru credibilitate și pentru publicitate. E spectaculos. Pentru că e spectaculos într-adevăr, da. Să vezi un depozit de alea carte. Au fost 20.000 de exemplare doar precomenzi. Atenție! Pentru minciunea lui Michelangelo. Alea sunt pozele alea mari și filmulețul făcut în depozit. Așa ceva. În România sunt... Nu, haideți să nu ne comparăm. Primul punct pe care l-ați avut în vedere în momentul în care ați conturat ideea. Cărțile mele vor stabili noi recorduri, cărțile care încă nu erau scrise la acel moment, vor stabili una. Noi recorduri pentru piața din România. Păi nu m-am gândit pentru mai mult. Că a existat această intenție de a exista o singură carte. Una singură. Și a doua carte a apărut... în urma succesului, da. Bibliei pierdute. Poate că dacă n-avea succes, și la fel s-a născut și a treia carte și probabil că de acum încolo se vor naște și alte cărți. Să vedem. Vă ascultam, mărturiseați într-un interviu că în fiecare om se găsește o carte. A doua creată, deci poate fi o coincidență, dar a treia te ridică pe un soclu de scriitor profesionist de succes. Da, nu neapărat de succes. Eu cred că în fiecare om există o carte. Viața lui e o carte. Acum o pot povesti cu mai mult sau mai puțin, dar oricine poate scrie o carte. Hai să zicem și pe a doua, cum a spus, poate să-ți iasă din coincidență. Profesionist devii de la 3 cărți în sus, deși, cum vă ziceam mai devreme, există autori cu o singură carte care au avut mare succes. Alții care au 100 de cărți și e doar maculatură. Da, bun, acum nu o să facem noi judecăți. Dar într-adevăr, cum ziceți, oricine poate scrie o carte și sunt aventurile. Profesionist,
ești când scrii zilnic după program sau nu zilnic, ci cum, dar sau concentrat pentru o carte și când ai de la 3, aș zice eu în sus, e și o vorbă, testis unus, testis nullus în narratologie, 1 e 0, adică zero. E o întâmplare. Da? Poate să iasă și sunt și întâmplări fericite. Cum s-a născut ideea cărții Firul Roșu al Bibliei Perdute? Când m-am gândit să scriu un bestseller, m-am gândit pentru export. Că... Lacom, adică a fost atât de tembelă ideea încât un amic al meu, bun, Pavel Șușară, probabil te știe lumea, eu am tot povestit așa ce o să scriu eu un bestseller mondial și tot mai râdea și Șușară a zis, e atât de... cum zic, într-o ureche, ideea asta încât o să-ți iasă, zice, nu există. E, și atunci m-am gândit care e personajul cel mai vândut în lume. Da? Și mi-am dat seama că sunt trei, de fapt, ficționale. Da? Iisus e unul dintre ele, pentru mine un personaj ficțional și vorbim despre apariția lui în ficțiuni. Sherlock Holmes e al doilea și Dracula e al treilea. Ăstea sunt cele mai plimbate personaje și în cărți, în locală, filme. Dracula. Păi asta era, că la Dracula aveam un avantaj de marketing excepțional, cum și se vinde carte afară, dacă să vă uitați la reclame, este povestea reală a lui Dracula, povestită de unul care a crescut la poalele castelului lui. Deci, mai mult de atât, adică, dacă toți ceilalți îți spun povești din auzite... Da, ceva de genul ăsta. Deci, adică, un om care a auzit toate poveștile, care știe toate variantele, ceea ce, bineînțeles, e o chestie de marketing, nu e adevărat. Nu trebuie să fii dintr-un loc ca să știi. De regulă, dacă ești din locul și din epoca aia, nu prea înțelegi ce se întâmplă. Altfel sunt cărți itinerante, da, referitor la acest aspect, că nu trebuie să fii dintr-un loc. Sunt cărți din care răzbate intensa documentare. Pentru că aceste personaje din cărți cutreieră întreaga lume prin ceea ce dumneavoastră ați găsit în arhive, în biblioteci, ați scormonit după aceste date istorice, ați scormonit după aceste date istorice și ele se regăsesc foarte multe în cărțile dumneavoastră. De altfel, chiar istoricii erau interesați de elementele. Am de niște istorici serioși care zic că nu poți să vorbești despre Vlad Țepeș dacă nu citești Biblia Perdută. Nu citi partea de ficțiune dacă nu vrei, dar citește partea documentară pentru că e pur și simplu uimitoare. Motiv pentru care scoatem acum, într-o lună apare o nouă carte, se cheamă Cronicile Nesăbuinței, în care sunt puse toate lucrurile reale istoric din trilogie de până acum. Deci, pur și simplu, din Biblia Perdută, din Testament și din Micioanul Michelangelo, doar dialogurile despre istorie. Sunt grupate cronologic în ordinea istoriei, nu în ordinea în care sunt amestecate în roman, ci tematic. Deci dacă vrei să afli despre Vlad Țepeș, despre asta, citești despre Vlad. Dacă vrei să afli despre Sfântul Pavel, despre Sfântul Petru, despre... pur și simplu sunt tematic grupate, dar sigur sunt dialogurile din roman. În foarte multă lume, am foarte mulți fani, am numărat peste 40.000 de mesaje care cereau, dă-ne un ghid, că thrillerul citești, dar când știi când e care e criminalul, după aia nu-ți vine să-l mai citești peste o săptămână, nu? Că mai lași un an, doi, că până ai uitat. Dar astea, foarte mult zic eu, argumentez și contraargumentez în discuții, în duelurile astea verbale, în conversații din cărțile astea. Nu ne puteți da o grilă prin care să ne alegem exact paginile unde sunt, așa, un fel de îndreptar, de cuprins, de repertoar. Minciuna lui Michelangelo vorbește despre sâmburile, despre sămânța din care a răsărit creștinismul, da, și despre începutul creștinismului. Da. Eu aș propune acum să se predea aceste cărți, acele capitole, în licee, la orele de istorie. Eu sunt anticristul, nu vedeți ce zic ăștia. Deci, e o carte, 6 povești cu draci, care e o carte de povestiri scurte, care față de asta s-a vândut mult mai puțin. Adică tot s-a vândut în vreo 40.000 de exemplare, asta înseamnă cam 10% din... Da? Aici e o explicație. Poveștile scurte în România nu prind deloc. Oricum e record pentru proză scurtă. Dar din cauza care pe dracul ăla pe copertă și scrie draci, nu s-a cumpărat cartea asta. Deci am amici, prieteni care ce-au scuipat în sân și să nu țin așa ceva în casă. Zic, băi, dar ăștia nu-s dragi de aia răi, sunt simpatici, e o carte foarte drăguță, e plină de umor, sunt niște dragi necăziți, săraci. Și o metaforă până la urmă, e un titlu. Da, sunt...
N-au vrut librării care îmi pun cărțile, cum zic, mormane în, în vitrină, nu au pus cartea asta în vitrină, de frică. Pentru că le sparg vitrinele. Au venit unii și au zis, scoateți-o că vă spargem vitrinele. Iată că acest succes al dumneavoastră a venit la pachet și cu păi ce să predai în niciuna lui Michelangelo? Nu există gândire critică în, în România, nu există discuții despre nimic, numai false dezbateri, că astea ar trebui, astea se dezbat în America de, de zeci de ani, de, dacă nu de sute de ani. În amfiteatre mari, în școli importante, în universități, vine unul care e pro și, unul, și fiecare își prezintă argumentele într-un mod civilizat, fără atacuri la persoană. Cartea nu-i tezistă în niciun fel, adică ea prezintă cam toate unghiurile de vedere. Bedrosora Sangean zice, da, nu știu dacă e treaba unui roman să facă chestia asta. Aia ce-i treaba și ce nu-i treaba, a trecut de mult chestia asta normativă cu cărți scris doar din stomac și nu știu ce și nu trebuie cum. Și să ne formalizăm și să rămânem în granițele, da, e cam, în cam, granițe e cam obosit literare. E cam obosit. Și mai văd și acum că tot felul de autori și de v-au pe la fost noi care cărțile zic, și anumite date din cărți au fost verificate? La sânge. Există la sânge. În momentul în care succesul se naște, există această tendință de a, de a demola statuia respectivă. Nu, nicio statuie, n-am statuie. Dar la sânge și e un grup care tot încearcă să mă prindă cu nu știu ce și tot le e frică că am să mă atace, că răspund pe măsură, adică. Și atunci l-au pus pe unul absolvent de teologie pentru o revistă literară să ia Micianul Michelangelo să găsească toate erorile și să le scrie să mă facă praf cu asta. Și ăla, știu din interiorul grupului, a venit după două luni și a zis, n-am găsit nimic. Ne facem de râs dacă atacăm. Tot ce scrie acolo e argumentat. Na, deci sunt oameni care mă verifică cu pixul. Cu pixul. Și îmi trimit, uite domnule, aia acolo, au mai găsit niște mici erori care sunt mai degrabă de tipar și de punere în pagină decât istorice, fără să am pretenția că sunt istoric. Nu sunt, nu sunt, sunt un autor de ficțiune care folosește istoria și e legitim ca pentru lucrurile pe care nu le avem din istorie, clare, pentru că istoria nu e clară niciodată, așa, putem să, e legitim să completăm cu... Cu ficțiune sau cu adevăruri alternative, ca să zic așa. Dar până la urmă, cărțile nu au avut de niciodată pretenția de a fi manuale de istorie. Ale mele nu. Și manuale, nu trebuie citite în felul ăsta. Și manuale de istorie, pentru că până la, și adevărul istoric este influențat de surse, este influențat... Absolut. Niciodată. Și de cine îl scrie. Și de, cine, și de istoricul care da. Îl redactează. Tot Șușară zicea că istoricul e un scriitor fără talent. Deci, autor de ficțiune fără talent sau fără imaginație. Sau un scriitor de succes se naște sau se produce ulterior? E, nu știu, trebuie să întrebăm niște psihologi, niște antropologi, niște sociologi, habar n-am. Poți fi o întâmplare, poți fi ca și când... Deci mulți sunt... Pe, acum, hai să vă povestesc o anecdotă reală. Agenții mei americani mi-au trimis scrisori de respingere și mi-au trimis una, nu fac comparație între autor și mine, da? Mi-au trimis o scrisoare cu care a fost respins Salinger, că și el a fost respins și care era identică cu scrisoarea mea de respingere. Zice, uite, e onorantă. Da, e. Bine, e, nu e că e respingere, dar ca să vezi cum funcționează lucrurile astea, deci, până la urmă, trebuie să ai noroc dacă ai și trebuie să-ți găsești public. De fapt, acum, sunt cărți complicate astea, americanilor nu le place ideea asta de amestec de genuri. Îi enervează teribil chestia asta, ei trebuie să știi ce cumperi, domnule. Dacă îmi vinzi thriller, nu mă... Vinde. Sau zic că e roman istoric. Dacă nu e roman istoric și mai și el lucubrez despre chestii sociale și așa mai departe... Este așa... motivul pentru care Biblia pierdută nu este la inima lor? Pentru care nu s-a cumpărat încă în engleză. Pe când în Spania și în America de Sud, mai ales, și în Italia. Dar în America de Sud, Biblia pierdută a stat... săptămâni în topurile multor țări, în Columbia, în Mexic, în Argentina, chiar și în Costa Rica. Nu știu dacă era Udre acolo, putea să o ia să o citească în spaniolă. Având acest tablou al succesului,
Și uitați numai succesului cărților, nu succesul... Biblia și astea două în spaniolă, să vezi cum arată. Deci astea sunt cărți scumpe, adică... Da, uitați-i. Având acest tablou al succesului, ați fost solicitat în România să țineți prelegeri? Deci am un prieten care e șef la o mare companie. Aici avem voie să spunem. Avem voie să spunem. La Coca-Cola, în Anglia. Acum nu mai e, dar a fost atunci, era mare șef, nu știu, director de marketing pe Africa și Asia sau nu știu, ceva de genul ăsta. Și care după succesul Bibliei Pierdute a zis, bă, te-a sunat cineva vreodată de la vreo editură să te invite, să stea de vorbă cu tine, să înveți cum să facă? Chiar și, sau oricum să te angajeze pentru consultanță. Dar nu, măcar așa, la o chestie informală, hai bă, ajută-ne și pe noi. Și am zis nimeni, zice, vezi, asta e o mare problemă. Dacă făceai asta aici, în Anglia, a doua zi era moarte de om pe tine. Deci, dar nu pentru publicat, ci pentru marketing. Adică. E o rețetă care e testată și care, iată, a funcționat. Spuneam la început, 35 de țări au acceptat pe piața lor această carte. Și în multe sunt bestsellere, în multe dintre ele. În unele nu merg atât de bine, recunosc. Deci, care sunt țările în care nu funcționează? Că n-au fost poate atât de receptive la mesajul. Nu e asta. Nu se face marketing deloc. Dacă nu faci marketing. Deci în Italia m-a luat editura lui Umberto Eco la nave de Teseo, creată pentru el, dar n-au promovat nimic. Italienii nici nu prea știu să facă marketing și editura asta nu se ocupă cu așa ceva și m-am certat cu ei. Acum Michelangelo Michelangelo apare în altă parte, pentru că nu... Nu numai că, dar ți păresc puține de frică sau nu știu de ce că sunt. Și intri într-o librărie, în librării mari, la două luni de la apariție și întreb, aveți Biblia pierdută? Ăla zice, nu mai avem. Vă căutați în librării? Afară. Ai. Și aici când apar, mă duc și mă uit, arată frumos. De ce să nu o recunosc? Că mă și pozez cu... Dacă am... De exemplu, în cea mai mare librărie din Madrid, Stelian Tănase mi-a povestit că a văzut cartea expusă în față, cu o piramidă, cu așa mai departe. Alții, am prinde fanii că sunt mulți români plecați și care cumpără cărți din România. Mulți le comandă de aici, dar e scump transportul, așa că multora le cumpără părinții. Știu de la târguri sau când am lansări, vin părinții și zic pentru fiul meu care e în Spania sau pentru fiica mea care e în Portugalia sau așa mai departe. Și atunci mulți îmi trimit poze cu vitrine. Așa că am la poze cu vitrine și sau dacă sunt mese unde arată mai bine. Ce vinde o carte? Că aminteați de marketing și de faptul că piața italiană nu este atât de interesată, n-a manifestat, cel puțin până acest moment. Dar nu, ce vinde o carte? Conținutul sau marketingul? Sau este un mix? Problema așa, pentru orice produs, pentru orice tip de produs, ca să-l cumpăr, să știu că există. Da. Eu țin cursuri de marketing pe la facultăți, nu numai, și acum țin și niște workshop-uri despre naratologie, despre cum sunt să scrie... Sunt și doctor în naratologie. Da, sunt. Dar și le povestesc tot timpul studenților mei. Uite, am intrat într-un Walmart în Statele Unite și dacă te uiți numai la șampoane, ai 4.000 de șampoane. Și este această diversitate în... Nu, da, fiecare. E un exemplu, da. Clar. Cum naiba citești fiecare sticluță ca să te informezi? N-ai cum. Astăzi plus nu se mai vând. Ele se cumpără. Nu mai poți să vinzi. Da? Doar la lucruri de mare implicare, care necesită efort mare, care schimbă viața, adică apartamente, mașini scumpe, acolo încă mai poți să faci vânzări. La lucruri de implicare medie sau mică, cum e un șampon sau o carte, nu ai cum să faci vânzări. Trebuie să faci cumpărări. Ori cumpărarea înseamnă că eu intru știind care... pe care dintre cele trei șampoane, măști de șampon o să-l aleg. Da? Știu selecție, deja. Știu deja. Că n-am cum. Nu, unul a calculat că trebuie 1.000.000 de ani să vezi fiecare produs din hipermarketurile alea uriașe. Stând 3 minute la fiecare. Pe de altă parte, evident că o carte, indiferent cine o semnează, cine o concepe, uitată, abandonată într-un sertar, nu se va vinde niciodată, pentru că ea nu are expunere. Exact. De altă parte, există această teorie, pe care nu o susțin sub nicio formă, că orice carte de proastă calitate sau îndoielnică este, eu numesc comercială, orice carte comercială are un mare succes. Dom'le, știți cine spune asta?
aia care n-au succes. Exact ca povestea aia cu cei din urmă voi fi cei din tâi, care e în Biblie adevărat, dar pe asta am inventat-o cei din urmă. Înțelegeți? Aia erau gropari și vai de capul lor, erau pegra societății și au zis, lasă că în viața următoare noi vom fi. Și acum se folosește fără să ținem cont că era despre viața următoare. Adică ei zic cei din urmă, așa să ăștia, știu și eu care zic, domnule, comercial. Teoria e așa, fiți atent, cu când vinzi mai mult, cu atât mai proastă carte. Da? Atenție. Hai să facem logică. În România lipsește logica, dar putem să facem un exercițiu matematic de inducție sau cum se cheamă asta și atunci zicem așa, bun, cu cât vinzi mai mult, e mai prost. Asta înseamnă că cartea care a vândut absolut recordul e cea mai proastă carte care există. Da? Dacă inversăm, răsturnăm, zicem că cea mai bună carte e cea care nu s-a vândut în niciun exemplar. Corect? Dacă facem raționamentul prin reducere la absurd, logic, așa e, da? E logic. Bun, deci ăștia care n-au vândut cărți niciun exemplar zic asta. Doamne, ești comercial. Dar toți le arde buza să fie și ei un pic comercial. Că asta e frumos. Îmi zicea un mare editor din România, cu mulți ani în urmă, nomina odiosa, cum ziceți, important, știe toată lumea. Dom'le, am fost în Italia. Tocmai apăruse, nu știu ceva, Umberto Eco, nu știu, Baudolino sau nu știu ce era. Deci, și zice, dom'le, toate autobuzele, în metrou, la televiziune, la radio, numai despre cartea se vorbește. Cum să nu vinzi? Dacă faci așa, la noi nu se face marketing. Același editor, 20 de ani mai târziu, nu? Când apare Biblia pierdută și pe toate gardurile și pe toate drumurile și pe toate panourile și în metrou și filmulețe și clipuri și trailere și așa mai departe, îmi zice domnul Berger, e jenant ce faceți. Cartea nu este o băutură răcoritoare sau o înghețată. Același personaj, înțelegeți? Păi stai, domnule, cum? Și am amintit, știi ce ai zis de pe... Iritat de succes. Nu știu dacă de succes, pur și simplu. Nu cred că lumea e geloasă pe succesul meu. De ce? E un succes, e o glorie, cum ai zis. Care gloria nu cântă, știți? Care, dintre critici v-a mâhnit? Nu, poate comparația cu Codul lui Da Vinci al lui Dan Brown, poate faptul că e o carte strict comercială. Mă mâhnesc aia care vorbesc despre ele fără să le fi citit. Aia, în rest, dacă nu-ți place dreptul tău, dacă vrei să o citești bine, nu te obligă nimeni, dacă nu vrei să o citești, iară bine, dar poți să ai o părere negativă, poate să nu-ți placă. Știu oameni care nu le plac, pur și simplu, zic, băi, nu... Foarte bine, bravo, ai citit-o? Da. Atunci zici de ce nu-ți place, dacă vrei să avem un dialog. Zice de ce și eu nu comentez. Zic, da, domnule, e dreptul tău. Cât timp ai plătit pentru cartea aia, ai dreptul să te exprimi. N-ai dreptul să te exprimi dacă n-ai plătit pentru ea sau nu te-ai dus într-o bibliotecă și ai furat-o, aia în primul rând, n-ai dreptul să te exprimi și n-ai dreptul să te exprimi dacă n-ai citit-o. Cum n-ai ba să faci asta? Adică, pe bune, lasă că știu eu, lasă că mi-a zis Gicu, lasă că știu eu pe voi pe ăștia. Am citit o pagină și gata, am lămurit. Stilul tău nu-ți place. Foarte bine, treci mai departe. Deci, da, astea sunt singurele lucruri care mă enervează. În rest, și sigur, atacurile xenofobe, rasiste, deci, scrie acolo cel mai vândut autor român, nu știu ce, și e un bombardament de atacuri care scrie, ce român e ăsta, bă, Bergler? Și astea mă așa. Un pic mă amărăsc, dar fără să mă enervez. Dar aceste încercări de a vă anula... vânzările record nu e, domnule, românul e sceptic. Nu v-au izolat față de ceilalți scriitori de mare succes din România? Nu înțeleg întrebarea. Există niște găști. Da, nu mă interesează. Eu nu vin din lumea literară. Nu proveniți din ea. Nu vin din ea. Nu vă doare și faptul că nu aparțineți acestei lumi? Șușar a zis, nu o să-ți ierte niciodată chestia asta, pentru că... Și el mi-a explicat că la început nu înțelegeam, ce au, domnule, cu mine? Nu m-au cunoscut, sunt niște reclame, a apăruse Biblia pierdută tocmai și... Zic, ce au cu mine totuși, dar câțiva care, scriitori care...
În primul rând că un scriitor nu trebuie să vorbească despre alt scriitor din țara lui și din asta. Nu trebuie, eu nu vorbesc niciodată despre niciunul, nici de bine, nici. Adică când pot să laud, îi laud, dar niciodată nu mă apuc să zic ceva, pentru că e aberant, e clar că e ceva la mijloc acolo. Tu ai fi scris cărțile alea altfel, ok, poate că le-ai fi scris altfel, dar nu mai sunt cărțile lui atunci, sunt ale tale. Nu-i cazul. Și atunci, habar n-am, nu știu, e... Niciun alt confrate nu v-a solicitat sprijin pentru marketizarea cărții? Că nu aparțineți acestei lumi, da, nu vă identificați. Da, și Ușoară mi-a explicat tot el, cum tot ziceam, băi, asta e enervează că ai venit de nicăieri. Că poate dacă veneai din lumea lor, poate, știți cum se poartă? Hai să vă zic cum se poartă. Acum, asta se duce tot mai rău și asta enervează pe pontifii literaturii române. Era așa, tu ești tânăr și ai scos o carte, ai scos o povestire și te duci la cel mai mare, la unul dintre mari autori, dintre patriarhii ăștia, așa, și zici, domnule, uitați, eu vă iubesc, vă respect, am scris despre noastră pe blog aici, vă laud, v-am citit toate cărțile, le-am cumpărat, da, bine, bine, și uite, am scris și eu ceva, zice, bine, bine, vino păi mâine și sau trimitem pe e-mail și nu-ți răspunde două, trei luni. Mai trimiți un e-mail, nu vă supărați, vă amintiți de... Aha, atunci îți răspunde și zice, domnule, ți-am citit povestirea, zice, nu e rea. Dar uite-te, mai schimbă pe aici, pe acolo și retrimite-mi eu. A, și între timp poate fi cu mine acolo și zici două vorbe sau scrie acolo două. Mai scrie, mai slugărești, mai care o geantă. La un moment dat zice, bravo, povestirea ta e gata, uite-te, publicăm în revista asta literară, în două exemplare, acolo, nu citesc nici aia care o publică, măcar nici babele, nici familiile lor, așa, așa. După care mai car geanta, mai lauzi, mai nu știu ce, și vii cu o cărticică. Și pe aia ți-o face Harcea Parcea, marele autor, și te învață și îți explică el cum devine chestia. Uneori, pe bună dreptate, zic. Dar așa se construiește. Asta exact ca la avocație, înțelegeți? Deci care lui geanta primești... Da, asta îți faci un fel de stagiatură pupincuristă din asta continuă și după aia ajunge să-ți publice, pune o vorbă pentru tine, îți publică cartea tot la o editură de asta marginală care are 10 exemplare și niciun cititor și uite așa, 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 urci toate treptele, ajungi și așa ajungi să sprijini gașca și să faci parte din gașca. Adică e un fel de test mafiot acolo ca să intri în de mafie. Inițiere. Da, inițiere, bravo. Trebuie să omori pe cineva, zice, arată-ne și tu că omori pe cineva. Aici trebuie să știi. Devotamentul ce să cam, de, cam așa de se ajunge în mașină. Da, da, asta se cam duc. Încep să se cam ducă și știți de ce? Criticul literar nu mai are nicio putere. Dar numai România, niciunde în lume. S-a terminat. E bine și nu-i bine. E bine... Nu-i bine pentru că există o confuzie a valorilor și axiologia se cam duce naibii, dar e și bine pentru că era o dictatură absolut sinistră și ăla, după cum avea el stomacul, promova ce voia el și nu neapărat, inclusiv avea propriile gusturi și idiosincrazii care nu trebuiau să fie reale, chiar dacă era de bună credință, înțelegeți? Și așa că critica literară, critica de film, sigur, s-au superficializat, sunt așa, en passant, au pierdut din profunzime, dar s-au democratizat. V-am zis, sunt aspecte bune, la asta sunt aspecte bune. Pare că nu ieșim din acest întuneric, pentru că vorbeați despre această legitimare a unui tânăr autor. Și dumneavoastră sunteți un tânăr autor. Ah. Ați apărut... Ca autor sunt. Ați apărut ca autor. Am 10 ani. Ați apărut 9 de 9 ani. Da. Sunteți un tânăr autor nelegitimat. 8 ani. Nici măcar. 2015, Biblia pierdută. Legitimat doar de vânzări, de tirajele în care au fost vândute cărțile, de niciun, cum spuneați, așa zis, patriarh al literaturii. Dar pe de altă parte, la ușa dumneavoastră... Dar știți ce e bine? Că nici nu mă înjură. Nici nu mă laudă, nici nu mă jură, mă ignoră pur și simplu. Dar să știți că nu mă urăște atâta lumea chiar. Sunt unii care sunt geloși și pe bună dreptate. Acum, ei zic că de ce cartea mea care e mai bună, e legitim să crezi că ai scris cea mai bună carte. Dacă nu crezi asta, n-ai cum să fii autor, dacă nu crezi că ai desenat cel mai bun tablou sau cel mai bun film, chiar dacă ești singurul Sisi și tu crezi asta, mulți se înșală, dar dacă nu crezi asta, n-ai cum să ajungi mare. Deci, din păcate, în zona asta artistică așa funcționează. Da? Dacă Michelangelo nu știa că e un geniu, n-ar fi crezut despre el, n-ar fi ajuns Michelangelo. Dar erau mulți Michelangelo care nu erau genii și credeau asta despre ei. Asta e riscul, așa se întâmplă.
Fără asta n-ai cum. Așa că e legitim să crezi că tu scrii cărți mai bune. Și atunci e legitim să fii și frustrat că editura nu bagă marketing în tine. Că de fapt asta e problema. Editurile de ce nu investesc? Nu au? Editurile nu investesc pentru că sunt sau edituri nu vechi conduse de niște sicofanți comuniști care funcționează după regulile care nu sunt de piață de atunci. Care fac mici mecherii, nu declară tiraje. Nu toți, nu toți. S-au mai schimbat lucrurile. Dar și aia care s-au sunt, rafinat, și aia care sunt cinstiți... Care... Nu, dar și aia... Vorbim de o editură de pildă Bookzone. O editură care... Da, o spune și despre Bookzone. Da. Dar oricum nu cred în marketing pentru că nu-l înțeleg. Și sunt și un fel de dictatori de ăștia care au și îmbătrânit... Dar nici nu cer sfaturi. Nu, niciodată. Oricum știu cel mai bine, e clar. Deci, Biblia pierdută a trecut pe la vreo 8 edituri înainte să ajungă la RAU. Deci, tot ce am putut, că nu cunoșteam pe nimeni din zona aia, mai dădeam cât un telefon, ne trimiteam cartea. Am primit o singură editură, mi-a trimis, restul nici nu m-au răspuns. Ignor. Deci, le-am zis, atenție, vin cu 40.000 de euro pe care investesc în marketing. Eu, prin sponsorii mei, treaba mea. Le-am zis. O singură editură s-a obosit să-mi scrie de ce nu o să aibă succes cartea asta. De ce nu? Păi nu știu, că erau vreo 10 pagini în care mi-a explicat aia nu. Deci mi-a făcut o analiză literară care a zis că n-ai succes. M-am dus la RAO, la Enculescu, care, cum să zic, e șmecher și deștept și a văzut-o... Dovadă că a apariat pe Biblia pierdută. Da. Vreuna dintre editurile care au refuzat Biblia pierdută... Dar stai așa, oamenii nu vor să facă marketing pentru că nu-l înțeleg pe de o parte și pentru că e o chestie din asta de bani. Banii pe care i-au, care sunt puțini, piața românească de carte e mică, oricum. Dacă era mare, poate că s-a fi dezvoltat mai mult partea asta de marketing, dar atunci le e frică să dea bani înainte. Știu un mare director de editură mare care a spus, domnule, dau banii ăștia, dar îi dau după. Dar nu poți așa să faci. De ce nu scrii cartea după ce o vinzi atunci? Că se poate și asta, nu? De exemplu, noi acum scriem cărțile după ce le vindem, că facem precomenzi mari. Dar eu am inventat precomanda cu autograf. Eu am inventat trailerul profesionist. Eu am inventat... Acum toată lumea face ce făceam. Să vezi, toți autorii români se pozează cu precomenzile. E un mare beneficiu ce ați făcut dumneavoastră. Da, pentru că până la urmă ați educat o piață care era inexistentă. Da, și eu mă bucur. Deci asta nu fie ciudă, tâmpitule, că are succes unul și altul. Cum am văzut asta cu bucuria, că n-a luat Cărtărescu premiul Nobel din nou. Dom'le, trebuie să fii tâmpit. Pe cum? Deci cum să te... În primul rând, și dacă nu-l suporți, și dacă ai ceva cu el sau nu-ți place cum scrie, un premiu Nobel acolo funcționează. Păi da, deci filmul românesc a ieșit acum, s-a mai dus în jos, dar a avut 10-15 ani în care a luat toate premiile, în care și acum mai merge. A colectat premii internaționale. Știți cum era? Dacă mergi într-o țară din Europa, că în America nu le pasă de nimeni, așa, și zici că sunt regizor, imediat se uită altfel la tine, sunt din România. La fonduri ai acces mai ușor, pentru că ai deja, s-a pus, așa s-a întâmplat și cu scriitorii. Nu trebuie să vă fie ciudă că eu ies în 35 de țări. Adică, pur și simplu, asta vă folosește tuturor. Ieșiți și voi, faceți efort. Discutam la această masă cu Matei Dima, Bromania. Da, atât de contestat pentru filmele pe care le produce. Dar a spus, contestat, bun, contestat. Dar eu am ajutat, nu sunt eu... principalul motor care a împins publicul către sălile de cinema. Dar am ajutat să revină publicul în sălile de cinema. Și prin vânzarea acelor bilete am introdus niște bani pe piață. S-au putut face niște producții, se pot face în continuare. Adică piața începe să respire, să nu mai fie inertă. Așa și cu această Biblie pierdută. Acum, cu testamentul lui Abraham. E adevărat aici, dar mai există totuși ceva. Adică așa manelizăm tot și atunci facem numai bani. Și putem... Că și aici trebuie să fie un echilibru. Că așa arăți scene porno la patul după masa și toți copiii se uită și uite-te ce am făcut eu pentru piață. Și... Nu mă refer la persoana în cauză. Exact. Dar... Există și partea cealaltă a monedei întotdeauna. Dar aici nu l-au primit cu brațele deschise pe autorul Igor Berglund. Ba da. Pentru că... Cititorii... Nu mă refer la cititor. Păi restul nu există, nu contează. La cine vă referiți? Credeți că piața aceasta are atâția cititori? Cred că are mai mulți. Credeam că are mai mulți, pardon. Pentru că... Sunt uimit. Deci, în România... Cea mai vândută carte din istoria asta liberă este
Dan Brown, Codul lui Da Vinci, ca în multe țări. Ca în și alte multe țări, exact. Și care a ajuns în 20 de ani undeva la 600 de mii de exemplare vândute. Probabil. Nu se știe. Așa zice Enculescu. Deci, că e a lui, da. Păi, asta e tot ce poate piața. Între timp, de aici s-au mai dus 100 de mii de exemplare, au plecat din România, aia care le-ar fi cumpărat. Deci, astăzi, maximum pe care îl poate suporta piața românească e 500 de mii de exemplare, cu niște eforturi uriașe. Pare rău, dar asta nu-i bestseller. Deci, asta nu e bestseller, adică, sigur. Deci, agenții mei din America, când s-au dus la târgul de carte cu prezentarea cărților mele, au scris, a vândut, pe atunci era Biblia la 100 de mii de exemplare, au scris 100 de mii de exemplare, echivalentul a 5 milioane de exemplare în America. America. Pentru că ei compară la noi un bestseller la 2000 de exemplare. La 5.000 deja, ho, 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 la 10.000 e de neimaginat. Înțelegeți? Când în America, dacă vine 10.000... Vedem și aflăm de aceste etichete la Gaudeamus, la Bookfest, cea mai vândută carte, dar multe dintre ele sunt sub 1.000 de exemplare. Nu vorbim da, de asta e. Știți câte cărți se vând la un cărțer de carte dintr-un titlu? 200-300, ăla e bestseller. Eu am vândut în Biblia pierdută 1.000 și că Enculescu a pus pariu cu mine niciodată. N-am vândut în viața mea nici codul, nimic. La un târg de carte. La care ați participat. Da, da. Da. 1.000. Și de atunci cam așa am, în jur de 1.000 pe târg de exemplare. Aia nu e. Bine, sunt 4 zile, 5 zile, din care numai 2 sunt populate. Care e ponderea? Unde vindeți cel mai mult? În online, în librării? Păi înainte de pandemie era în librării și s-a răsturnat dramatic situația în favoarea online-ului, ceea ce e bine. Și multă lume se adaptează bine. Editurile încep să miște, încep să facă și marketing, că i-au învățat de la alții, că au văzut, că încearcă ei. Că... Nu, le-am zis inclusiv scriitorilor ăsta care li se pare sub demnitatea lor, zice, eu scriu, domnule, restul să-mi vândă cărți. Ok, e legitim să spui asta, dar să ai pretenții atunci. Deci eu am văzut scriitori americani celebri, Stephen King, umblă cu poza lui sub braț, aia mare așa, nu știu dacă știți cum e în America, aia e o poză din carton din aia, cum aici e o carte acolo, și o plimb sub braț și mergi de la librărie la alta cu geanta de cărți. Asta fac, bine, acum Stephen King nu mai face asta, că are mii de agenți, dar scriitori buni din America, care încă n-au atins o faimă care să le permită să facă orice, se plimbă ei și își promovează cărțile din librărie în librărie, făcând lecturi, plimbând... Acum, cu Manita, ați văzut că face plin de lansări prin țară. Da, arată deci, două aspecte. În primul rând, că îți respecti tu cartea, ca și autor, că încerci să te plimbi alături de copilul tău, și doi, că îți respecti publicul. Foarte mulți autori nu sunt în România interesați autorul de public. Își disprețuiește publicul. Asta e adevărat. Nu toți, dar majoritatea își disprețuiește publicul. Asta e adevărat. Majoritatea își disprețuiește publicul. Asta este fără doar și poate. Ce înseamnă? Nu este atent la feedback sau poate că nici... Nu e suficient de inteligent pentru mine. Bă, voi nu mă meritați, înțelegi. Și atunci venim cu Angeles Mirea. Poate nu te merit, dar sunt fericită. Deci, nu. Da, asta e... Avem o piață de carte mică și disfuncțională, cum zicea Mihai Ovănel, din păcate. Și e mică nu numai în cifre, e mică și în cifre, nu numai în raport. Găseam, de exemplu, cărțile mele se vând în Serbia, deci a doua țară în care sunt bestseller absolut sunt serbii, da? Unde avem aici, care este? Uite, Testamentul Abraham, Minciuna, și avem, e prima țară unde a ieșit deja Minciuna lui Michelangelo, uitați-o acolo. Asta albastră, da. Da, deci în Serbia, unde și aici, vedeți, aici e un, au pus ăștia aia, pentagrama aia, da? Și era în librării afișul uriaș și au spart ultra-ortodoxii cu pietre librăriile și au vrut să-i dea foc din cauza afișului cu pentagrama. Așa că edițiile noi nu mai au pentagrama. Deci, ca să înțelegeți. Au fost cenzurate. Da, da. Și aia, Minciuna lui Michelangelo, e a doua țară în care apare după România. O să apară și în Italia, și în Spania, și în altele, și în Franța, dar acum sârbii s-au grăbit
Și pentru că ceilalți au așteptat ediția în engleză, a durat un an traducerea, pe când sărbii au tras-o direct din română, fără să mai aștepte ediția engleză. Și de asta a apărut deja. Deci... Discutam despre cititori. Și e a doua țară în care sunt bestseller așa cum sunt în România. Cum v-ați profilat cititorii? Adică? În prima fază, probabil că atunci când ați stabilit strategia și pașii, cei 10 pași, v-ați gândit și la cititori. Cui vă adresați? Cine sunt cei care... Am avut o imagine vagă, să știți, foarte vagă și m-am înșelat amarnic. Deci, eu am crezut că cititorii mei o să arate altfel decât arată și asta m-a descumpănit la început, dar acum mă încântă. Adică, cum arată? Sunt oameni obișnuiți. Asta mi se pare incredibil. Deci, de la țară, învățătoare, profesori din orășele mici, boxer, domnule. Am un boxer care e fanul meu, a citit toate cărțile, înțelegeți de ce. Deci disprețul ăsta al nostru, al ăstora care am citit mai mult față de oamenii care aparent au mai puțină școală, este o eroare totală. Este o eroare în care cădem toți, aroganta asta noastră, dar ar trebui să cădem numai în tinerețe și după aia să ne maturizăm și să înțelegem. Pe mine, cum să zic, pur și simplu mă emoționează foarte tare când văd ce oameni îmi cumpără cărțile și le citesc, nu numai le cumpără, că dacă le cumperi, deși nici aia nu-i rău, deci te încurajează, dar și feedback-urile pe care le am, oamenii înțeleg lucrurile pe care le scriu. Nu scriu lucruri ușoare, astea nu sunt cărți ușoare, să fie clar. Adică oricine zice că aia care nu le-au citit, zic, ce-i mă, cu maculatură, dar nu e ușor. Care de... s-au oprit la prefață sau la... Da, la, nici la... măcar. Deci, știu povestea, dar ce scrie ăsta, niște tirele sângeroase cu niște crime și nici nu formulează așa cum ne place nouă, nu-i poet de mare anvergură, nu... Scriu niște cărți oneste ca să distrez lumea și să o educ. Cum a zis Bromania sau cine a spus că a spus, datorită mie, o mulțime de oameni au început să recumpere cărți și să citească. Unii care nu au mai citit de mult sau unii care n-au citit niciodată. Spuneați că... Înțelegeți? Noi am zis așa, planul de marketing pentru România, pentru Biblia Pierdută a fost așa. Dacă ai o singură carte în casă, aia trebuie să fie Biblia Pierdută. Era aspectul pe care voiam acum să-l subliniez, exact că vă ascultam, să fie Biblia pierdută singura casă, singura carte dintr-o casă, dacă acolo există doar o carte. Da, exact. Dacă există o singură carte, să fie Biblia pierdută. Și așa am mers și am reacții de oameni care nu citeau beletristică, de oameni care... Și e o carte consistentă, da, în da. Formatul, da. Are 600 de file. Da, aici e asta. 600 de file. Asta e ediția Princeps... Noi mai avem între timp. Acum iese o ediție cu o copertă absolut incredibilă și la Biblia Pierdută, pentru că iese ăsta, romanul grafic și atunci. Dar ce important e că în toamna asta avem două lansări noi, romanul grafic Biblia Pierdută și Cronicile Nesăbuinței, care e parte de istorie din toate și care, iată, nu mai citești toate thrillerurile, citești doar în ordine cronologică și ăsta. Și e uimitor ce efect are minciunea lui Michelangelo. Și ce mă miră este că nu m-a atacat, domnule, nimeni pe conținutul din ea. Sau ăia n-au citit-o, că nu prea citesc. Sunteți doctor în naratologie. Mm. Doctor în naratologie și științe economice. Și științe economice, dar ca și tehnică de scris. Fără plagiat. Care? Nu mi-am plagiat tezele de doctor. Care sunt pașii de a scrie o carte de succes? Ce trebuie să urmeze? Cum sunt scenariile în America, scenariile cinematografice din America? Știu exact când să ridice intriga. Eu țin cursul ăsta pentru o grămadă de lume. La companie am făcut, în special, storytelling. Adică eu învăț niște reguli care sunt de pe vremea lui Aristotel, ca să zic așa. Sigur, decifrate mai de curând, dar așa. După care... N-ai cum să ratezi cu o poveste, dacă o construiești în anume fel. Orice poveste ai spune. Care sunt aceste reguli? E un curs de 3 săptămâni, numai așa, ca să atingi, să ai regulile de bază. No. Dar sunt niște reguli. În primul trebuie să știi că, hai să dăm așa, două, trei. Trebuie să știi că dacă n-ai conflict, n-ai narațiune. Da. Deci conflictul e cel... Conflictul este, cum zice Hegel, o ofensă care nu poate rămâne ofensă. Deci personajul trebuie ofensat în primele 10 pagini sau... Poți
povesti despre orice. Poți povesti despre marca, brandul tău, despre locul tău de muncă, despre mașina pe care o vrei să vinzi. Poți să-ți promovezi brandul, marca personală. Poți. Arta de a povesti convingător are niște reguli și poți povesti convingător despre orice. Unii au talent natural și au în ei regulile astea fără să le înțeleagă sau să le... Narațiunea e peste tot. E numai narațiune. Noi suntem numai nostru. Poveste. De când orice discutăm, eu spunem o poveste. Cu mai mult sau mai puțin talent. Ori, dintr-o școală, este toată școală de artă, ies toate talente câte au intrat. Nu îți dă nimeni talent. Nu poți să te înveți talent. Poți să te înveți niște tehnici și dacă ai talent, cu atât mai bine, folosind tehnicile alea, o să explodezi. Da? Iar dacă n-ai talent, dar știi tehnicile, tot o să te descurci. Să fii mult mai eficient decât ai fost. Despre asta vorba. Ei, eu fac training-urile astea pentru companii mari care mă angajează, dar acum o firmă foarte interesantă, un startup foarte interesant, care se cheamă Tabuk, și care e la Cluj și care are ambiția să construiască cea mai mare bibliotecă online din lume, așa, o fel de bibliotecă din Alexandria și așa, a organizat niște cursuri din astea la Cluj. Chiar am fost săptămâna trecută să țin unul dintre ele, de două zile, deci foarte comprimat, în care au venit oameni din IT, din PR, din marketing, 25 de oameni care au și se pare, după feedback-ul, că le-a plăcut foarte tare. Deci putem învăța să povestim eficient dacă respectăm niște reguli. Conflictul e primul dintre ele. Și... Ce ritual de scris aveți? N-am. Aveți tabieturi? N-am. Vă încărcați cumva înainte să scrieți? Vă retrageți? Vă izolați? Nu. Cel mai fain scriu și plăcerea mea e să stau și să scriu în recepții de hotel. Din alea mari sunt. În momente în care scrieți poate 3-4 file și renunțați total la ele? Niciodată. Aici s-ar putea să aibă dreptate unii mai apropiați care îmi zic, bă, mai corectează un pic. N-am chef, n-am răbdare, nu. Am prea mult de scris, nu. Nu șlefuiesc fraza, nu sunt genul ăla de scriitor. Deci, pe mine mă interesează mai să nu zic prostii, să fie documentarea... Să distrezi lumea, să creezi suspansul ăla care să te țină și să și educ atât cât pot. Că asta e o carte umoristică, Moșteacă cel nou. Da, asta ultima care, carte a apărută. Asta, da, acum, Moșteacă cel nou, care e președintele Senatului acum. Că despre el e vorba, da? Și despre gașca lui de hoți. Dar... cartea asta te distrează într-un fel, da, te și educă. Îți explică, dacă vrei să știi, de ce e România. A apărut la Bugzon, altă editură care apare. Bugzon e editură care se mișcă foarte bine. E o editură care se mișcă foarte bine și care e nouă și care are un pic de altfel de abordare și face marketing. Bunicel. Editura la care sunt eu e cea mai bună editură pe marketing din România, e și cea mai mare oricum, Litera, și care vrea mereu să inoveze, după cum acum a scos Voxa, care e audiobook și aia e marea bătaie, iată, o piață care n-a existat. Humanitas credea că există piață, că au scos niște CD-uri odată, aiurea. Deci, Litera este cea mai bună editură la care te poți afla, din multe puncte de vedere, dar... Asta că fac marketing. Sunt singurii care fac marketing serios, profesionist. Singuri. Humanitas are un tip de marketing care și ăla e. El e mai mult cu lansări, cu așa mai departe. Am văzut că au început și de panouri acum. Așa? Deci e un alt tip de marketing. Dar și ei fac marketing. Și Bookzone-ul. În rest, e. Cât costă un marketing consistent pentru o carte? În mod normal, ca pentru orice produs, pentru că cartea e un produs și trebuie tratată ca atare, chiar dacă spiritele mari, intelectuali, fiind zic că nu poți să vinzi, domnule, cartea ca pe să-l pun, cum a zis și acel patron de editură, deși ar fi vrut să le vând. Da, oricum, regula e simplă. Îți propui o cifră de vânzări pe un an de zile, un număr, zice acolo, deci vreau să vând 20.000 de exemplare. 20.000 de exemplare ori 10 euro, să zicem, sunt 200.000 de euro. Vedem cât e producția, cât asta. Să zicem că ne rămân
Nu. Din 200.000 de euro trebuie să-ți iei cam 2%, 4% pentru marketing. Dar, dacă n-ai 20.000 de euro, nu o să vinzi nimic. Deci, adică o să vinzi, da, bine, din alte motive. 20.000 de euro și nu vând nimic. Da, pentru că nu știu asta să gestioneze. E adevărat. Dar marketingul pentru o carte în România începe de la 20.000 de euro. În America începe de la 2 milioane. Deci cam asta e diferența. Tot ce e peste 20.000 de euro, fiecare euro vândut e un exemplar în plus. Deci vrei să vinzi 50.000 de exemplare, trebuie să bagi ăia 20.000 plus încă 50.000. Ai băgat 70.000 de euro, o să ți se întoarcă 50.000 de exemplare vândute. Asta se oprește cam la 300 și ceva de mii, unde piața se termină. Unde de la 300 de mii încep să faci eforturi să te coste 2, 3, 4 euro pe exemplar și deja nu mai merită atunci, că ăla-i băiați toți banii. Deci... S-a atins cerul. Da. Asta din cauza că România e patria analfabetismului, nu numai funcțional, dar și clasic, adică analfabet de la care citește pe litere. Că... V-ați vândut din bunuri pentru a sprijini cărțile? N-a fost nevoie. În primul rând că eu n-am bunuri. Dar acum putem spune un calcul, dacă ne permitem un calcul. O carte costă în medie 10 euro. Apropo, interesant, vă întrerup, dar cărțile mele sunt foarte scumpe. Deci lumea, cât câștigi? Calculați, că nu e atât de greu de calculat. 10 euro în medie, 10% ar reveni autorului, vândute un milion de euro, okay, până acum. Ok, din ăștia, cât sunt marketing? Al meu personal. O grămadă, da? Bun. Hai să zicem 20%, da? Rămână 800 de mii? Bun. Din ăștia sunt investitori care, ăsta, sponsor și așa mai departe, care au de recuperat, da? Bun. 500 de mii, să zicem, că rămân mie. În 10 ani. 50 de mii. Asta e 4.000 pe lună. Din care mă duc în străinătate. Stau în hoteluri. Merg cu avionul. Plătesc abonamente la biblioteci. Îmi cumpăr mii de cărți. Mii de cărți. Nu vreți să știți ce e la mine acasă. Deci, nu vreți să știți. Deci, nevastă mea face... cu nervii. Am început să donez după fiecare carte saci de cărți, celor pe care îi interesează. Nu mai am unde. Acum, sigur că sunt electronice. Am și electronice, am și din alea. Fiecare carte din asta înseamnă 20-30 de mii de volume răsfoite. Da? Bun. Deci, aia 500 de mii se fac 250 de mii. Deci, eu, de fapt, am câștigat în 10 ani 3.000 de euro pe lună, ai mei. Fii mai puțin decât pensia specială unui împuțit care a ieșit la pensie la 40 când, de ani și toată viața a furat. Când vă nu, serios, să mai scrieți. Ce? Pentru că în acest context e clar că scrisul devine, trece în plan secund, e subsidiar. Când vă permite să scrieți? Adică? Noaptea. Când scrieți? Pentru că gestionați agenția care vă dă confortul, care vă dă confortul să supraviețuiți. Nu, că acum ați ales din cărți. Acum, nu chiar așa, și mai vin și bani de afară. Aia nu i-am pus la socoteală, aia sunt, îmi rămân mie. Deci, dar nu e așa că, uite-te la asta, ce de bani face. Deci, poți să trăiești decent dacă vinzi multe cărți, dar nu să te rupi în figuri, ca să vorbim ca personajele astea din filmele de succes despre care spuneați. Da. E o piață, într-adevăr, dar poate piața să profite de acest fenomen, fenomenul Biblia pierdută. Vorbesc de Biblia pierdută pentru că este prima carte, cea care a deschis porțile acestui succes, pentru că, evident, testamentul lui Abraham, minciuna lui Michelangelo, care prezintă interes pentru America și probabil că ele vor fi acolo vândute, înțeleg că lucrați la a treia carte tocmai pentru a închide această... Minciuna lui Michelangelo 2. 2. La minciuna lui Michelangelo 2, profeții Sibile. Prima se cheamă Catedrala în Flăcări, subtitlul, și a doua se cheamă Profeții. Asta e următoarea, gata. Ne oprim de la orice... Astea mici am ținut eu să le scriu așa. Nu m-am așteptat să fie... Mai succese, deși pentru... Au venit de pe însemnările, din însemnările, nu, de pe margine? Nu. S-au născut?
Pur și simplu, le-am aveam în cap și mai am în cap perplexitate un roman pulp, ca să zic așa, noir pulp, care, pe care trebuie să scriu și am o carte la care țin foarte tare, de 10 ani tot încerc să o scriu și n-apuc, se cheamă Un ansamblu cam porcos. E o poveste despre România de dinainte și mea de după Revoluție, fără să o numim. Necesită documentare serioasă acolo? Nu, nimic, zero, zero. Aia e din burtă, burtologie. Și e așa un amestec de amintiri cu tot felul de lucruri, dar e cu acțiune, cu crime și aia și cu... Ansamblul ăla e un bloc și două blocuri mai mici. Un bloc și două mai mici, ăla e ansamblul porcos, care arată ca un falus cu așa, de altfel și zice un personaj la început. Și care se întâmplă, e vopsit în lila, alea, din cauza unui primar care a luat șpagă și mă rog, și în blocurile alea toți sunt turnători, fiecare toarnă pe toată lumea, înțelegeți? E o comic, dar e și tragic. Nu e departe de realitate. Nu e departe de realitatea. Nu, aia e, da. Aia era. Aia. Deci toată lumea toarnă pe toată lumea acolo. E o poveste. Dar ăla, trebuie să am... am dispoziție câteodată, dar mă împing romanele astea, că nu știu dacă ăla o să-l vând foarte bine. Cât durează gestația unui roman? Depinde. Depinde cum sunt. Minciunea a durat cel mai mult. Cât a durat? Păi, mi-au trebuit 4 ani să o scriu, dar și pentru că a fost pandemie și chestii la mine prin familie. A scris-o la laptop, pe telefon, la mașina de scris? Nu, eu scriu, sunt om al secolului meu, sper, și îmi place ultra-tehnologia. Cum ați fost numit? Cronicar al acestor vremuri? Da, cronicar. Al nesăbuinței, că acum apare cartea. Un cronicar al nesăbuinței, asta e adevărat. Da. Mai combaci pe Facebook, mai, da. A fost o cutezană să vă gândiți că veți scrie o carte care va trece peste toate barierele. Da. Și iată că până la urmă cine nu își manifestă curajul, nici nu poate câștiga vreodată. E bancul ăla, ulcerul nu merge de multe ori la apă, nu? Da. Deci cine nu riscă, nu câștigă. Da, așa e. Știți, apropo de bancuri, era acolo, doamne, fă să câștig la loto, fă să câștig la loto. Și am dat aud din ce, dar joacă odată, că cum vrei. Așa, trebuie să jucăm la loto, asta e viața noastră, o loterie. Câte manuscrise v-au fost arătate de către alții în ultimii ani? Mă termină chestia asta. Pe ideea de a le valida. De a le valida? Nimeni nu vrea să le valideze, eu nimic. Nu. Eu primesc în jur de 3-4 pe săptămână, să zicem 1-2 zile, nu manuscrise. E-mail-uri sau mesaje, naiba știe cum dau și de mail-ul meu, că atât am făcut și criză de nervi, că unii mi-au zis că au de la editură și am zis, cum dați bă mail-ul meu la toți? Că nu am dat, că... E, n-ați dat, dacă ăla zice că da. Bun, și scriu tot felul de oameni săraci care... Unii sunt mai drăguți, dar majoritatea sunt... Îmi ordonă să le citesc cărțile până luni, până miercuri să le scriu prefața, până vineri să le găsesc editura și până la sfârșitul lunii să le fac strategia de marketing. De ce? De aia, vorba lui Phil Collins, because you love me. Deci, să le susțină și financiar strategia. Aia nu. Se gândesc că e absurd, dar serios. Deci fiți atent. Mă sună unul și eram în mașină și n-am văzut că vine de pe Facebook telefonul. Că altfel nu răspund la numele pe care... Ba, că am răspund, că nu prea ne multă lume telefonul. Dar dacă era pe telefon, nu vedeam numărul, așteptam... Da. Da, așa și dau click și răspund. Bună ziua, sunt cu tare. Zice, uite, domnule, am scris o carte. Zice, cam în stilul cărților dumneavoastră. Zice, dar mult mai bună. Zic, excelent mod de a începe. Vrei ceva de la mine și încep până asta. Bun, zic, n-am zis nimic. Am ascultat, că mă distram, eram pe un drum lung. De asta mergeam într-un oraș în altul să țin un curs. Și, asta a fost acum, anul trecut, deci nu, să nu credeți. Da. Și zice, domnule, zice, aș vrea și eu, zice, numele de telefon al oamenilor care v-au ajutat și v-au adus unde sunteți. Zic, domnule, dar eu m-am cam ajutat singur, zic, că dacă vă dau telefonul editorii, multă lume trimite, dar cui? Fiți atent, că zic, da, aș citi vreo carte, v-a plăcut? Am încercat să port o discuție, să văd cât e de dus cu capul. Și zice, nu, zice,
Am fost într-o librărie și am copiat prefața. Și cum? Eu scriu mulțumiri, ceea ce nu prea se obișnuiește în România, tot așa, după mine a început să se obișnuiască, așa e civilizat, să mulțumești. Și acolo la mulțumiri scrie soției, prietenului ăla și ăla, care m-au sprijinit pentru că mi-au zis o vorbă bună sau mi-au citit cărțile. Am acolo 10-15 oameni, îmi citești cărțile înainte de a le da să le public, să-mi spună așa, un vox populi între prieteni, să-mi spună cam ce crede că nu e în ordine, că scârție, nu? Că ții cont, îți dai seama, sunt lucruri care îți scapă. Și unii îmi zic că... Grup de... Da, unii fac niște observații, nu trebuie să fie profesioniști, că ea cei mai răi, că ea se gândesc cum aia scrie ei. Deci, oameni care nu se ocupă cu asta, dar care sunt cititori nu cum zic, ca profesie, ci ca pasiune. Dincolo de Daisy. Daisy și Mirandolina. Da, sunt două. Fricile mele. E, și, deci, alea sunt, el a luat toate numele alea din mulțumire. Copii, prietena mea din copilărie, vecina care a citit pe care am rugat-o, oameni care m-au ajutat în toate felurile, sau să merg în străinătate, sau să stau în Italia, sau în toate felurile. El a toate numele și le-a căutat, aia a copiat el de la prefață și le-a căutat pe net, dacă îi găsește. Pe unii a găsit pe Facebook, pe unii nu i-a găsit și era disperat că nu găsește contactele lor, să le scrie el că, uite, l-ați ajutat pe ăsta, eu scriu aceleași cărți, sunt mult mai bun decât bun. El. Da? Unul a scris o cărticică și s-a urmat să o scrie și a băgat reclamă pe Facebook, a copiat toate astea, blurb, cum zice la aia de pe spate. Mă rog, chestiile aia de pe spate, da? Din română, nu alea, din, așa? Și și-a pus în loc de numele cărților lui Meller și-a pus cărțile lui și în loc de numele meu și-a pus numele lui. Și așa și-a făcut o carte și a publicat pe spate. Da. Deci, primesc foarte multe și foarte multe lume nebună. Deci, serios. Nu, dar cum își imaginea? Și o doamnă de la Cluj, zic de asta mai recente, mi-a trimis și a zis, domnule, avem o agenție de publicitate, dacă vreți, se poate ocupa de promovarea cărților, că soțul ei e foarte talentat și a publicat la Iași. Și a zis, domnule, puteți, azi și pe bani. Zic, bă, dar voi cum vă imaginați? Câte vieți am eu? Zice, cred că ești singura de pe lume care îmi cere chestia asta. Nu, dar sunt și sunt foarte agresivi. N-ai ce, nimeni. Da. Aș vorbi totuși despre persoanele determinate. Nu, stați, a zis asta, a încheiat așa, că să-mi fie rușine, că eu nu vreau să dau lumii înapoi ce m-au ajutat alții. Și zic, ba, dau lumii, dar nu trebuie soțului dumneavoastră pe care nu-l cunosc și care nu avem niciodată. Nu putem așa. Adică, în timpul ăsta, pe cuvânt, prefer să ajut niște oameni în nevoie, copii, bătrâni, pisici, domnule, pisici. Vorbeam despre Daisy și Miranda, cele da, două pisici pe da, care le aveți. Și am amintit de Daisy pentru că vă ascultam povestind faptul că aveți minute, ore, reprize de lectură cu Daisy. Și Daisy reacționează uneori da, când e deranjată. Da. Nu-i place, zice, de ce l-ai omorât pe ăsta? Nu. Ce persoane determinante au fost în viața dumneavoastră? Evident, mama, profesoară de română, care v-a familiarizat cu primele de române și de rusă. Deci primele și de rusă, cu primele cărți și vă ascultam la fel într-un interviu vorbind. Pușkin, știam cu atâta dragoste de mama. Știam Pușkin la 5 ani, știam tot Ruslan și Ludmila de la început. Și acum mai știu o parte din el. Da, mama mea a fost una dintre... Fiecare a avut rolul lui. Deci mama mea a făcut asta. Din păcate s-a stins tânără. Taică mi-a dus la cinema și de la 4 ani eu mergeam cu tramvaiul și era ziarul ăla din Timișoara, de la Apelul Roșu, că am copilărie la Timișoara. Și trebuia să-mi citesc singur titlurile, la 4 ani, din ziar, să-mi aleg filmul. Da? Și asta era de 2 ori pe săptămână. Duminica era teatru de păpuși dimineața și filmul după. Așa am făcut regizor, pentru că asta vreau să regizor, fiu. Scenarist, critic da, de film. Da, uite că, da. Da, și... Iată, construcția tatălui, construcția mamei. Da, da, nu, deci sunt o combinație acum, nu, ca și când mă laud, sau, oricum îmi place să vorbesc despre mine așa cum fac toate vedetele astea, deci că-s femeie, nu știu, bărbații n-ar trebui să vorbească. Dar hai să zicem niște lucruri mici așa, care să nu fie foarte afectate sau cu mult patos.
Sunt o combinație interesantă de film cu literatură, cu... de-aia cărțile mele sunt foarte vizuale, am făcut și marketing, știu, am făcut și neonatologie, vorbesc și multe limbi. Deci, cum zic, cărțile astea sunt așa pentru că mă reprezintă pe mine. Deci, de asta eu nu pot fi ale altora, eu nu pot scrie ca alții, adică nici mai bine nu pot scrie. Ce limbi definitorii alții regăsim din autor în personaje? Puțin. Și nu neapărat în personajul principal. Câte ceva se recunoaște, normal, dar nu scrii cărți decât din oameni pe care ai văzut, chiar dacă o combinație cu ele. Greu inventezi un om care nu există sau pe care poți, că rău absolut nu l-ai văzut, de exemplu, sau nu mai ai citit despre el. Dar ca să revin, deci stai că s-a ocupat de partea asta de cinema și pe nume au crescut mătuși. Trei mătuși, aia au fost, așa, care și-au, erau cele mai minunate femei din lume, așa ceva... Cele mai minunate nu există, dar putem să... Acceptă, mătușile acceptă cele trei. Da. Din păcate nu mai e nimeni. Da. Asta e. Timișoara copilăriei, Timișoara l-a oferit pe... și ni-l oferă în continuare pe Igor Bergler. Timișoara ne-a oferit-o și pe Hertha Müller. Sperați la un Nobel care pentru... taică-miu se știa bine de tot în tinerețe. I-am citit cărțile, sunt adorabile, vorbesc de altfel despre perioada aceea a comunismului și au fost... Hertha Müller, care a fost exclusă din asta, Asociația Scriitorilor, sau cum se cheamă, Uniunea Scriitorilor din România, că nu și-a plătit cotizații. Și asta au zis după ce a luat primul Nobel. Bă, cât de tâmpiță. Parcă a avut de destinul ăsta. Într-una dintre cărți povestește și când era angajată la fabrică și, a fost evacuată din birou și stătea și scria, făcea... Că nu e o mare scriitoare, zic unii, și nu merita Nobel. Pe treptele fabricii. Da, așa e, da. Ci că nu e o mare scriitoare și nu merită primul lucru. Dar cine sunteți voi să ziceți chestia asta? Că nu e o mare... Puteți, adică să ziceți, puteți zice orice, despre oricine, dar de ce? În primul rând că numai pentru conștiință merită toate Nobelurile. Numai pentru curajul pe care el l-a avut și niciunul dintre ăștia care ăsta nu l-a avut. Tot au stat sub masă și au pupat în cur regimul ca să aibă mai mult sau mai puține avantaje. Dar toți au tăcut și au înjurat-o pe asta și le era groază. Da. Și acum n-are talent, nu merită. La fel, sunt tablourile, nu știu, exact, vorbim despre oameni care poate nici n-au citit-o și se pronunță la adresa ei. Asta nu mai vorbim, că sigur n-au citit. Găseam într-una dintre cărțile o imagine atât de frumoasă noaptea în care fuge din România și spunea că ningea și simțea fiecare fulg ca și cum o ardea. Sunt niște tablouri foarte frumoase, dar vă gândiți la Nobelul pentru literatură? Eu? Doamne ferește! Nici nu se pune problema. Păi numai cine nu gândește, numai cine nu are acolo nu e clar. Eu știu limitele. Nu se dă Nobel pentru soiul ăsta de carte comercială. Nu scriu pentru Nobel. Nici n-aș putea că n-am talentul. Nobelul e altceva. Dacă mai e. Da. Până la urmă, premiile vin... Ce premii? Premiile vin din partea citorilor. Pe mine mă interesează să vând cărți. Vin din eu sunt citorilor. Antreprenor literar și dacă pot alături de cărți să mai și educ un pic publicul și să văd zâmbete, să văd lumea care mă oprește, nu ca să facă poză cu mine sau ca să mă recunoască, ci ca să zică, bă, aia e foarte interesant. Eu la lansările mele de carte nu-i las pe aia să laude, cum știți că așa se vin ca la înmormântare doi și vorbesc și aia din sală zic că curg elogiile ca în potop. Da, el săracul a sărit un centimetru și lauzi ca și când ar fi, nu știu, ăla, Bubca cu Serghii. Așa. Bun, păi stai bre, că, așa, și atunci eu... Două minute se prezintă despre ce vorba în carte acolo care e amfitriotul și în rest zic, hai să discutăm. Întrebați-mă. Și atunci publicul prinde cura și avem două ore de lansare în care conversăm cu ce interesează pe oameni. Unii au citit cartea, alții n-au citit, unii au citit pe cele anterioare, curiozități și aia mă interesează. Eu scriu pentru public, nu scriu pentru mine, nu scriu pentru sertar și în niciun caz nu scriu pentru oameni pe care îi disprețuiesc. Vă recitiți cărțile? Da. Cu o mare încântare că aș putea spune. Nu de
sunt unii care zic, nu mă uit la filmele pe care le-am făcut, nu, îmi citesc. Da, cu plăcere nedisimulată și câteodată mai și grocări, așa zic. Ce alte? Exce, mamă, și am scris eu asta. Uai. Ce alte cărți citiți? Ce aveți pe noptieră acum? Păi, v-am zis, eu fac research la greu, eu nu mai citesc, nu știu că mai citesc. Pentru următoarele cărți? Păi da, deci nu mai. Care e ultima carte pe care ați cumpărat-o? Astea... Păi hai că vă zic acum, o listă întreagă, ce a venit ieri. Hai să vedem. Stați așa că... Vindem și acest pont celor care ne urmăresc. Uite aici unde e. Lista de vacanță. Library. Uite așa, am cumpărat ieri. Am cumpărat ieri, dar merge greu aici. Am cumpărat așa. Nothing is true and everything is possible. A lui Peter Pomeranțev. Da. Care știți, a apărut și în română, nu asta, ci cealaltă. Asta am cumpărat-o ieri, tot ieri, dacă reușesc să ies de aici, am cumpărat The Dead Sea Scrolls Deception. Da. Tot ieri. Am cumpărat încă una despre Marea Moartă, despre documentele de la Marea Moartă. Manuscrisurile. Dead Sea Scrolls, da. Astea sunt de ieri. Citiți mai mult decât scrieți sau scrieți mai mult decât citiți? Nu, citesc mult mai mult decât scriu. Am un prieten care îi reproșa altui amic, zice, bă, mai bagă și tu ceva în soba aia, că zice, tu tot scoți fum, dar energia aia trebuie să se creeze din ceva, adică nu, bagă lemne în sobă, lasă, că tu numai produci, dar de unde, ce ești perpetuum mobile de speța întâi ăla care unde se autogenerează? La chioșc să-mi iau țigări, în mod evident. Mulțumesc mult pentru eu acest dialog. Eu vă mulțumesc că a fost o încântare. Oricând orice altă carte va vedea lumina tiparului, cu mare drag o putem aduce aici și atunci pregătiți-vă și pentru prezentarea. Că într-o lună aveți două noi. Mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc. Și mulțumesc pentru că, iată, limita e cerul și pe piața aceasta de carte. Nu e chiar cerul. Limita e 500.000 de exemplare, da. Pentru că, din păcate, vedeam o piață, ar fi frumos să fie ce. Vedeam o piață de carte în momentul în care nu, am pregătit. Mai rău. Va fi tot mai rău, pentru că lumea, în general, în lume scade, deși nu scade atât cât credem noi, lumea citește în continuare, dar la noi oamenii nu mai știu să citească și nu mai înțeleg texte simple. Pariul României ar trebui să fie înainte de orice altceva sănătatea și educația. Mulțumesc tare mult, dragilor, și vouă vă mulțumesc că ați rămas până acum alături de noi. Până data viitoare, citiți sănătos!